Vicepreședintele PNL Ioan Balan a declarat că în data de 26 mai 2019, Partidul Național Liberal a primit din partea cetățenilor un pașaport de încredere deosebit de important, devenind prima forță politică. Deputatul sucevean a arătat că cetățenii au dat șansa de a repara nefăcutele celor mai slabe guvernări pe care le-a avut România în istoria ei recentă. Ioan Bălan a spus că liberalii s-au pus deja pe treabă, iar demersurile făcute trebuie să întoarcă România la normalitate, la un drum sigur pro-european și la o dezvoltare sigură prin banii europeni gratuiți. Liderul liberal a anunțat că în această săptămână PNL dă drumul eliminării unor măsuri toxice, care au făcut un rău enorm economiei și buzunarului cetățenilor. PNL propune în regim de urgență eliminarea accizei suplimentare la carburanți, care nu a adus bani în plus la bugetul de stat, dar care a scumpit în lanț toate produsele de la pâine până la fructe și legume. PNL propune tot în această săptămână eliminarea suprataxării muncii pentru contractele part-time, pentru că această prevedere absurdă a lovit exact în cea mai vulnerabilă categorie de angajați. Ioan Bălan a subliniat că acestea sunt doar primele acțiuni pe care le demarează PNL, urmând ca în fiecare săptămână ce va urma să fie eliminate toate măsurile proaste pe care le-au luat incompetenții de la PSD și ALDE și care au sărăcit și mai puternic populația țării. Prioritizarea zero pentru PNL a adăugat Bălan este să transpună imediat în realitate rezultatele referendumului pentru care au votat peste 6,5 milioane de români. Ceea ce au decis românii este obligatoriu pentru orice politician, de orice partid și pentru orice instituție publică din România, oricum s-ar chema ea, consideră vicepreședintele PNL. El i-a înfierat din nou pe cei de la PSD și ALDE, care timp de 2 ani și jumătate au condus țara într-un mod dezastruos.